O să mai continui cu vreo două, trei întrebări în direcția asta spirituală, după care ne umanizăm un pic. Um, vreau să te întreb așa. Este, este această vorbă în popor că Dumnezeu nu bate cu parul. Și așa vreau să te întreb pe tine. Dacă Dumnezeu nu bate cu parul, cu ce bate? Cu ce ai nevoie să te trezești? A, Unii au frumos. nevoie de par. Ce alții frumos. au nevoie de sabie, alții au nevoie de dinți zdrobiți pe bordură mm -hmm. pentru a se scutura puțin în uh, himeră. Și când te lovește Dumnezeu, te lovește ca să te trezești. E ca o boală. Hmm. Adică noi de ce ne îmbolnăvim? Ca să ne mai prelungim puțin viața pentru că albintele a murit direct. Hmm. Și ne ia moartea până ne pregătite. Și atunci boala e un semnal de la Dumnezeu, tate, undeva greșești tu ceva. Ia, Aha. fă ceva să nu mai greșești. Și atunci e o prietenie. Și atunci Dumnezeu cu prietenie poate să stragă și două scatoalce de sar din zi în Dar după ce ți-i pui la loc... O duci mai bine decât înainte. Da, frumos. Bun, o altă întrebare, clișeu până la urmă. Uh, dar am încredere că răspunsul nu e clișeu. Uh, dacă Dumnezeu e bun, de ce există suferință? Pentru că omul a produs-o în libertatea lui. Eu dacă hotărăsc să-ți produc ție suferință, ea nu vine de la Dumnezeu, vine de la mine. Uh -huh. Dacă tu hotărăști să mă ierți, pentru că ți-am produs suferință, vine de la tine, nu vine de la Dumnezeu. Și totuși, și eu, și tu am jucat două roluri într-o poveste a lui Dumnezeu, care ne va mântui pe amândoi. Mm -hmm. Pentru că eu, după ce îți voi provoca suferință, va exista un moment în viața mea în care îmi va părea rău. Da. Iar tu, iertându-mă pentru că ți-am provocat suferință, mai făcut să am remușcări, pentru că mi-ai răspuns cu frumos la ceva urât ce ți-am făcut eu. Atunci, Dumnezeu a mântuit doi oameni, nu? Da. Crezi că ni se întorc faptele? Întotdeauna. În viața asta sau după? Nu știu să-ți răspund. Eu cred că ce nu putem să plătim noi din ce am făcut, vor plăti copiii noștri. Da, crezi asta? Da. Și hmm. neamurire. Dacă păcatul e dens, nu, tradiția spune până la șapte generații. Dacă e mare, patru generații. Dacă putem să ne plătim singuri propriile datorii, atunci generațiile care vin în urma noastră nu vor fi cu datorii. De asta, omul e bine înainte să moară, să-și achite datoriile. Da. da. Cineva va trebui să le plătească, dacă nu le plătim noi. Și cine să plătească testamentar? Urmașii noi? Da. Um. La fel ca și mine și tu ai un bagaj de cunoștințe creștin. Vreau să te întreb, este creștinismul religia adevărată și de ce alte religii ar fi false? dacă Nu cred asta. Cred în primul rând creștinismul nu este o religie. Okay. Dacă devine o religie, rămâne o filozofie a omului despre Dumnezeu. Eu cred că în esența sa învățătura lui Dumnezeu e mai mare decât coperta oricărei religii. Și eu cred că Dumnezeu a vorbit tuturor popoarelor prin niște oameni. Bun, dar aici există riscul, spunând Nu asta, fac categorisiri între religii. Știu, sună foarte bine ce spui tu, dar dacă dăm credit altor religii, trebuie să le eliminăm pe Hristos pentru că ei nu-l au. Nu trebuie să le eliminăm. Păi ei nu cred. Pentru că eu nu dau credit religii, eu citesc învățătura care întemeiază o religie. Budismul nu este o religie, în primul rând. Da. pentru că Buddha nu și a dorit să facă din el însuși un epifan, un profet. El a fost un om care a descoperit prin căutările sale o învățătură, niște adevăruri nobile pe care le-a povestit mai departe și dacă citești în spiritul acelui așa adevăr ce spune Buddha, o să vezi că spune foarte corect și spune același lucru pe care spun toți prorocii și profeții care n-au pretins să fie recunoscuți ca proroși și ca profeții. Da. Hristos nu a întemeiat o religie, ci a întemeiat un adevăr. Da. Că alții au făcut din el religie ceva, că alții au făcut din budism religie ceva, că din toate învățăturile vechi unii au făcut religii idolatre, asta e tot a omului chestiune. Mm -hmm. Dumnezeu nu face religii că religiile sunt dogmatice. Adică tu știi foarte bine că dogma este o axiomă, e ceva peste care nu se mai îngăduie nimic, ceea ce înseamnă că Dumnezeu e limitat. Și atunci dacă Dumnezeu este privit în cheie dogmatică, nu e Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este nelimitat. Și atunci eu, poate părea ciudat ce spun, dar cred că omul cu adevărat spiritual, omul cu adevărat credincios, nu este religios. Dar nu vreau să dezvolt mai mult că nu cred că e cazul ok uh, mai spunem legat de Biblie este corectă? curată? eu cred că dacă știi să o citești în cheia experiențelor tale și nu dogmatic și rigid și stupid ci te duci la ea când sufletul tău are nevoie să înțeleagă niște trasee, cred că da. că adică eu cred că este o carte sfântă, pentru că este scrisă nu pentru o generație, nu pentru niște oameni, este scrisă pentru tine. Uh -huh. Și tu, când iei Biblia, ai tu relația ta cu Biblia. Da. Nu este scrisă pentru evrei, nu este scrisă pentru români, nu este scrisă pentru ortodoxe sau pentru catolici, este scrisă pentru om. Și este scrisă ca să o poți înțelege când vrei tu, simți tu nevoia să o înțelegi. Pentru că eu am încercat să citesc Biblia de 11.000 de ori da. și n-am înțeles-o niciodată. Până când nu mi-am dorit cu adevărat și nu m-am rugat la Dumnezeu cu adevărat să-mi lumineze posibilitatea de a înțelege ceva din această chestiune. Și mi-a dat această posibilitate în timp, da. dezvoltând... Uh, uh, contextele mai largi, înțelegând un fir călăuzitor, un fir narrativ. Eu să știi că am înțeles Biblia după ce am citit Coran. Adică mm -hmm. pe mine m-a ajutat foarte mult perspectiva islamică, perspectiva creștină, ca să pot să înțeleg perspectiva iudaică. Mm. E, e o continuitate foarte în sensul lucrurilor în cele trei cărți sfinte, da. Vechiul, Noul Testament și Coran. Și atunci așa am putut eu să înțeleg ce vrea să spun în Biblie, prin ajutarea semantica da? coranului, Semantică Coranului altfel da. nu puteam să o înțeleg da. citindu-le pe amândouă mi-am dat seama că e de fapt una și în mijlocul lor este o revelație mm -hmm. a unui cuvânt care le împachetează pe toate pentru că totul pleacă dintr-un centru creștinismul nu întâmplător e în centru iudaismului și al islamului ei, acum, asta e optică creștină, să spunem că e în centru. Ei nu ar admite asta. asta eu spun ce da. cred eu, adică am da. dreptul da. la propria da, evident. Pot să-mi argumentez um, cu ce argumente am, dar nu este o axiomă, că n-am spus Dixit că așa este. Da. Cum nimic din ceea ce spun eu, nu e nimic din ceea ce nu vrea cineva să creadă, adică nu încerc să conving pe nimeni. Mie îmi place să Um, compar citirea Bibliei, când mai îmi spune cineva că a citit-o de la cap la coadă, îmi place să o compar ca și cum mai spune că ai citit Sinfonia Noua de. Beethoven <laughs> exact. de pe portativ. Exact, așa Bă, este. dar aia se ascultă, nu se citește pe portativ, știi? Așa este. Așa este. Și îi spun ceva, creș și sfătuiesc pe toți cei care vor să înțeleagă mai bine și mai ușor să o asculte. Mm -hmm. Și atunci sunt înregistrări foarte bune. Sunt lecturi da, foarte bune bun. audio mm -hmm. și de Coran, și de Vechi Testament, da. și de Noul Testament. E minunată această chestiune. Da. Stai acolo în banca ta, ia un timp, pune-ți căștile sau nu știu, la un drum mai lung, în loc să asculti cine știe ce playlist de la un radio, puneți pe internet să curgă o lectură frumoasă, bine articulată cu Vechiul Testament, cu Noul Testament și te va ajuta foarte mult. Pe mine m-a ajutat, adică eu da. recunosc și procesul ăsta, apropo, și eu zâmbesc ușor așa mucalit când aud pe cineva care nu are decât top clase și îmi spune că a citit de două ori Biblia, nu că nu... O Biblia nu se citește. Nu se citește. Da. <laughs> și atunci mie mi-au trebuit vreo 25 de ani da. ca să pot să pretind măcar că mie mi s-a mai lămurit ceva, adică fără să modestie, doamne iartă că eu pot să spun că sunt un exeget al Bibliei, doamne iartă mă că nici vorbă de așa ceva dar mie mi s-a mai dinpezit un pic această întâlnire cu de sfinte într-un parcurs de 25 poate chiar mai mulți ani mm -hmm. da. și atunci asta că am citit Biblia de două ori Uite, e, pe... ai, tu ai dat cel mai bun exemplu uh, cu partitura unei sinfonii pe vremea apostolului Pavel nu existau playlist-uri și totuși în cartea roman spune credința vine în urma auzirii, nu a citirii. Interesant. Da. Pentru că era de la om la om, era de la suflet la suflet. Da. Cuvântul lui Dumnezeu e viu. Una e să ți spună unul uh -huh. uitându-se la tine și atingându-te cu, cu emoția lui și alta e să citești tu undeva. Că și Hristos spune că cărturarii erau cărturari, adică erau oamenii cărții. Saduchei, farisei știau legea pe din afară. Da. Dar slovă moartă le spune el, nu? Mai am o sigură întrebare legată de Dumnezeu și credință. Și, din nou, citind Biblia vedem așa, că Dumnezeu are voință, planuri, păreri, mânie, gelozie, preferați, dorințe, în sensul că dorința de a fi venerat. Întrebarea mea este, e Dumnezeu o persoană? Când se întrupează, este. Da. Dar acolo în cer, în, în rai, mă rog, în cer. În da, pentru mei. că noi trebuie să definim ce înseamnă persoană. Asta, o persoană, cine are ce? voințe, dorințe? Da, ce băreri? este o persoană? Este o entitate. Da. Numai că Dumnezeu e și ființă, și persoană, adică este și determinat, și nedeterminat, de asta Dumnezeu nu poate fi considerat decât paradoxal. De asta instrumentele omenești de a înțelege pe Dumnezeu nu există, pentru că noi nu avem gândire paradoxală. Noi avem mm -hmm. nevoie de certitudini. Și căutând certitudine intrăm în reducționism. De asta nu, spune Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit. De asta Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o poză. De asta creștinismul inițial era iconografic, ca și iudaismul și islamul, adică era nepermisă reprezentarea personificată a lui Dumnezeu. care a revenit după aceea la conceptul de icoane după două secole, de iconoclasm a fost altceva. Dar poate puțin lume știe că a existat o mare dezbatere teologică în creștinism dacă icoanele, reprezentări ale Lui Dumnezeu sunt în sensul învățăturilor Lui Dumnezeu și ele nu sunt în no. sensul Dumnezeu, pentru că no. nu se regăsesc da. nici în iudaism, nici în islam și nici în creștinismul inițial Da. și atunci ca să-ți răspund eu așa teologic, Dumnezeu este persoană când dorește să fie persoană și este ființă când dorește să fie ființă și El este Cel ce este că l-a întrebat și Moise da cine da. ești tu înțeles, da Nimeni altcineva nu ar putea să spune despre sine că este cel ce este pentru că noi ne aflăm într-o existență și într-o spațiu-temporalitate. Îngerii sunt în ceruri, în ierarhiile cerești, adică au și spațiu și timpul lor. Diavolii sunt în cercurile iadului, dacă da. ne ducem după Dante, deci au o spațialitate a lor, oamenii sunt în spațiu și în timpul lor. Și există mai mult decât sunt. Singurul care este și în afară și înăuntru, și existent și neexistent, și zero și unu, și plus și minus, și este oriunde dorește El, că de-aia vorbim de, de ubicuitate, omnipotența, omniștiența și a toate cuprinderea Lui Dumnezeu, este chiar El, Dumnezeu. Și atunci doar El poate să fie și să nu fie. Restul tot și El sunt. Uh -huh. El nu pot să nu fie. Dar Dumnezeu poate să nu fie. Dar doar El poate. Foarte interesant. Foarte profund. Da. Bun. Acum mai am o serie de întrebări mai umane un pic, așa, mai... Să vedem. Una din întrebări este cu tot o altă direcție. Sunt banii ochiul dracului? Nu cred. Cred că trufia pe care ți-o dă senzația că dacă ai bani ești mult mai șmecher decât atunci când nu i ai. Este atributul diavolului. Banii, mâncarea, cuțitul, uh, uh, instrumentele în sine nu sunt nici bune, nici rele. Acum vreau să spun ceva. Noi probabil am înțeles foarte greșit conceptul de sărăcie. Există un curent foarte adânc, rădăcinat în pravoslavismul ortodox, asta de inspirație rusească, așa, da. care glorifică cumva sărăcia și spune, domne, bogatul e departe de Dumnezeu, da. săracul, în suferința lui și în zmerenia lui impusă de sărăcie, da. este mai aproape de Dumnezeu. Da. Ceea ce este greșit, pentru că singura trimitere la conceptul de sărăcie pe care o regăsim în creștinism, în judaism sau în islam, este a duhului, adică să fericiți cei săraci cu duhul. A fi sărac cu duhul nu înseamnă să fii smerit. Da. Adică duhul din tine să nu fie prea bogat. Bogat în limba ebraică înseamnă plin. Foarte complicat să traducem noi toate conceptele pe care Dumnezeu le vorbește într o limbă care are 11.000 de sensuri între consoanele care compun un concept și o limbă orizontală, așa cum e limba greacă sau limba latină care nu are aceeași formatare lingvistică. Și atunci pentru o limbă greacă sau latină sunt două trei sinonime, pe când în limba ebraică sunt 80, 90. Și atunci e foarte complicat să avem înțelegerea. De asta a fost și o mare dezbatere dacă să se traducă sau să nu se traducă Coranul din arabă sau Biblia din ebraică, pentru că sunt limbi și modele care nu au legătură cu softul limbilor. Da. da, da, da. Scu scuzați în parante. Și atunci, Iosie din Arimatea era bogat. Da. Iov. Era, era bogat. bogat. Avram era bogat. Avram era bogat. Că bogăția sau sărăcia nu țin de ordinul material. Da. Aici e vorba de spiritual. Există oameni bogați, mai săraci cu Duhul adică mai smeriți, decât niște sărăntoci care sunt și foarte trufași așa, și care sunt mult mai aroganți și orgolioși decât omul bogat. Și atunci care e ochii lui, și atunci în ochii lui Dumnezeu că spune în Ecleziastru o vorbă foarte înțeleaptă, nu spune omul se poate bucura de ceea ce îi dă Dumnezeu și de rodul muncii sale. Și dacă unul e gospodar și rodește mult și face mult și se îmbogățește și nu e un egoism, nu e un trufaj, nu e un arrogant că s-a îmbogățit, ci cu firesc din, din prea plinul lui, le dă și vecinilor și creează o comunitate și pune lumea în mișcare printr-o bogăție materială, de ce ar fi ăla mai departe de Dumnezeu decât un sărăntoc care și urăște pe toți că nu sunt la fel de săraci da. ca el? Și care glorifică sărăcia, care e cumva și o scuză a propriei neputințe. Da. Și atunci, ca să-ți răspund eu foarte concis la această întrebare, nu banul sine, că banul sine este un concept. E o hârtie, e o monedă, e o. E ochiul dragului, că nu le tipă, nu le dragii tipăresc bani, ci senzația pe care oamenii și-o iau în raport cu bani. Da. Omul e ochiul dragului, banul e ca, or <laughs> e ca orice obiect. Da, foarte fain. Bun, a, o parte din întrebările pe care le pun le am pentru fiecare invitat și văd răspunsuri diferite la aceeași întrebare. Așa este întrebarea pe care urmează să ți-o pun, foarte simplă. Ce este prostia? Deci este probabil un răspuns mult prea elaborat dacă stau să mă gândesc la el și atunci am să-ți răspund fără să mă gândesc ca orice prost. <laughs> <coughs> Cred că în sensul profund este o încăpățânare. Hmm, ce îmi place. Încăpățânarea de a crede că doar tu ai dreptate. Adică pentru mine da. prost nu este cel care nu cunoaște. Ăla se numește neștiutor. Da. da. Necunoscător. Da. da. Prost este unul care, deși nu știe, are senzația că ceea ce știe el este adevărul. Mm -hmm. Și atunci ala pentru mine este un prost. Foarte mișto. Mi-a adus aminte, acum eram în America și cineva când a auzit că sunt român îmi zice băi, iartă-mă că sunt prost și nu știu, dar e adevărat că Dracula e în România, că nu știu. La care eu i-am răspuns în primul rând, nu ești prost să nu știi. Ești prost să nu știi și nici să nu te intereseze să afli. Din moment ce mi-ai pus întrebarea, deja nu mai ești prost, că vrei să afli. Dar, să știi că și el la care nu e interesat e ignorant, nu cred că e prost, prost. Da. Eu cred că el la care doar pretinde că știe și numai că pretinde că știe, mm -hmm. dar este și absolut convins că ceea ce știe el este singurul adevăr. Mm -hmm. Și atunci se prostește da. se, încăpățânează, se încăpățânează se și spune te încăpățânezi prostește e ca. Da. O, se încăpățânează să nu-și deschidă mintea ca să poată să realizeze da, da, că dacă da. există mulți oameni, există și multe păreri. Și fiecare are dreptul să aibă o părere și tu ești nimeni dacă crezi că doar părerea ta contează, atunci ești un prost. Îmi place foarte mult asocierea asta între prostie și încăpățânare, că nu am văzut-o așa până acum și mă luminează. Spune-mi, te rog, dacă crezi că există altruism sau totul e pe interes. Uh, cred în ambele variante. Da? Există altruism și există interes. Ele nu pot fi disociate și nu pot să se nege sau să se uh, excludă unul, un concept pe celălalt. Uh -huh. În principiu, duhul acestei lumi se bazează pe interese. Duhul lui Hristos sau Duhul adevărului sau Duhul lui Dumnezeu se bazează pe altruism. Ele se întâlnesc la un moment dat, pentru că și altruismul nu vine de la sine. El vine după anumite experiențe care sunt tot interesate. Mm -hmm. Pentru că dacă eu vreau să mă îndrept către o religie, către Dumnezeu, am un interes acolo. Caut ceva. Nu o fac fără niciun interes. E omenește altruismul ăsta în absolut, altruismul ăsta în stare pură, este a unor personaje care sunt cu adevărat sfinte pentru că nu și-au dorit niciodată nimic, ci au făcut-o pur și simplu fără niciun interes. uite te ca să înțeleagă lumea exact și să aibă un exemplu concret, este Forrest Gump, din filmul Forrest Gump, care face niște minuni de-a lungul vieții lui fără niciun interes. În budism există o po poveste foarte frumoasă cu un călugăr idiot care nu știa să vorbească, nu știa să scrie și care slugărea la o mănăstire foarte simandicoasă de mari traducători din toate cărțile. Spunea că cea mai intelectuală, imaginează cea mai intelectuală mănăstire budistă cu băieții care știau 10-20 de limbi și care elaborau discuții teologice și filozofice de un nivel absolut. Și un idiot care gângăvea pe la bucătărie, bărbăit, surd, plin de, mai să spunem, neajunsuri din toate punctele de vedere. Moare starețul și conform tradiției budiste trebuie să-i lase colanul de putere sau mărgerele alea, nu? Care metanile sau cum să le numim în budism, nu știu cum se numesc, succesorului și cheamă pe toți și înainte să-și dea ultima suflare, îi pune simbolul puterii în mână acelui idiot. Și toți zic, bă, a sclerozat omul hai că după ce îl încinerăm sau ce facem acolo, după aia ne întoarcem că nu putem să lăsăm pe cretinoid să conducă această mănăsire care este cea mai tare la maserie din lume. Și bine se că asta și fac și, și aruncă pe băiatul pe drumuri. Și mergând de la fără niciun interes, pentru că el nu a zis niciodată nimic. Adică, bă, Hai, când, l-a pus în stare, la postare, când l-au dat afară, la afară, că el nu avea nicio premeditare, nicio intenție. A plecat pur și simplu cu buxiluța în spinare, mergând către unde îl duc pașii. Da. Și are epifania pogorârii lui Buddha asupra lui și îi spune, uite, pentru că tu ești cel mai adevărat dintre toți, ție am să-ți dau puterea trezirii imediate. Și atunci, în budism, există un curent mai sofist, așa mai inițiat, care se numește doctrina trezirii imediate. Dacă ea mă caută sau caută prin evla, cum să zic, elevare intelectuală și simandicoasă, adică o fel de trufie din asta, să ajungă la mine, adică la adevăr, ți-l ți dau să ajungi imediat. Pentru că nu ți-ai dorit, ți dorit nimic. Aia e aia cea mai mare formă de credință, este să mergi prin viață știind cumva că are Dumnezeu grijă de tine. Nu trebuie să te preocupi tu prea tare de treaba asta. Uh, da. Um, am trecut și eu prin viață, la un moment dat, prin... Uh, partea asta, să nu mai îmi doresc nimic, să nu mai am aspirații, să nu mai am ambiții. După ce am avut ambiții și planuri și în 5 ani vreau să fiu acolo și în 10 ani vreau să fiu acolo, la un moment dat am renunțat la tot, în urma unor evenimente de viață. Dar uite, mi-am dat seama că nici asta nu mă satisfăcea complet să renunț chiar așa și să visul meu era să stau într-o casă undeva pustiu, să nu mai văd pe nimeni. După un an, doi, am revenit la viața de oraș, și nu doar de oraș, viața de ambiții. Și acum, uite, după mulți ani, am din nou planuri de viitor. Păi, și nu e minunat că poți să fii când da. și ce dorești, da. fără să-ți impună nimeni și fără să te judece cineva? Da. E dreptul tău, e timpul tău, e libertatea ta, e relația ta cu Dumnezeu care e a ta. Da. și ea nu poate fi dogmatizată sau trecut într-un șablon că tu nu ești ca noi sau tu nu ești ortodox tu nu ești penticostal tu nu ești nu știu cum care sunt judecăți din afară către înăuntru și atunci aveți ce frumos lucrează Dumnezeu că i-a dat fiecăruia dintre noi un spațiu și o intimitate de a fi când vrea, ce vrea da. și să aibă suficientă posibilitate în viață să-și facă și o analiză, să mai tragă o linie, să-și mai facă un bilanț. Și asta e liber, consimțit, adică nu e da. cu... Când vine instituția și spune, nu e bine, domne, ești eretic, tu trebuie să fii așa ca noi, atunci acolo e... începe să fie o ticăloșie. cum a, a, da, asta e un alt subiect. Până la urmă, eu am trecut prin faza asta în care eram implicat într-un sistem religios foarte puternic implicat. A existat un moment de contradicție între mine și superiorii mei, contradicție decentă, dar totuși doctrinară și importantă, în care mi s-a spus, băi, până la urmă, dacă te contrazici, pastorul are dreptate, că de asta e pastor, funcția. Ierarhia are dreptate, sistemul ierarhic, adică nu vine unul care are el altă părere și schimbă tot sistemul nostru. Uh, au trecut ani, am plecat de acolo, m-am lepădat de credință până la urmă de tot. Uh, un apostat am devenit, dar uh, mi-am dat seama că oricum un sistem, ok, eu pe moment l-am numit călos, dar mi-am dat seama că nu are cum să funcționeze altfel. Ce facem? Vine orice. Păi de aceea, prin Hristos sistemul nu mai există. De asta, Ana și Caiafa, care erau în alții sistemului de dinainte, l-au răstignit pe Isus, da. pentru că dacă nu l-ar fi răstignit, ar fi dispărut ei. Da. da. Și atunci, cât timp o instituție este mai preocupată să existe ea decât adevărul, da. atunci acea instituție nu slujește adevărului, se slujește pe sine. Absolut de acord cu asta, dar. Și asta poate fi orice instituție. Eu cred că asta este orice instituție, pentru că dacă la un moment dat spune adevărul, e mai important decât instituția. Nu. De fapt, ce spune instituția este. Noi stabilim ce este adevărul. Dar dacă n-ar spune asta, n-ar mai fi instituție. De aceea, regatul meu nu este din lumea aceasta. <laughs> Ca să revenim la Hristos, nu? Da. Și uite, dacă tot am revenit la Hristos, ce este iubirea? E tot. Este firul cu care Dumnezeu a cusut întreaga lui creație. Era așa, de aici a plecat creația lui Dumnezeu. Și atunci e singurul, sau singura emoție care te poate face să-l cunoști pe Dumnezeu. În afara ei, nu o să-l poți cunoaște niciodată. Ok. Acum, este iubirea asta abstractă pentru noi și iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, e destul de abstract. Uh, și mai. Ei, apare... Dacă e abstractă, nu e iubire. <laughs> e iubire foarte concretă. Da. E cea mai concretă dintre toate. Mm -hmm. Pentru că atunci când e, e tot. Și n-ai cum să nu simți dacă e. Adică Hai. nu există să ne simtire atât de mare cât să nu se turbure în prezența uh, iubirii. Mm -hmm. Nu există. Uh, până și dracii se zguduie când cineva îndrăznește să iubească și pe ei. <laughs> um. Uite, eu nu sunt foarte de acord cu credinciosul Evlavios care îi mulțumește lui Dumnezeu că a mai trecut o zi și e sănătos. Pentru că o iau un pic așa for granted, adică era normal să mai treacă o zi. De ce trebuie să mulțumesc pentru o normalitate? Da. Dar hai să acceptăm sunt și să admitem. Nu. Să admitem că nu e o regulă universală. Mm -hmm. Și mai importantă raportarea sinceră în felul lui la Dumnezeu, chiar și prin negare. Adică, dacă un ateu este foarte convins să se raporteze la Dumnezeu negându mm -hmm. sinceritatea lui este mai autentic, spirituală mm -hmm. în ochii lui Dumnezeu decât o ipocrizie vlavioasă și așa, că ne ah. dă bine, electoral sau social. Și atunci ateul care îndrăznește să-l nege pe Dumnezeu e mai aproape de Dumnezeu decât credinciosul care pretinde că-l cunoaște pe Dumnezeu, dar nu are niciun raport real cu el. Pentru mine asta e cel mai profund lucru pe care l-am auzit astăzi. Ce ai mi se pare atât de frumos autenticitatea Ateului este mai aproape de Dumnezeu decât Evlavia forțată? Păi, revin iarăși la păcat că ai fost căldicel. Da. Daul și nuul sunt singurele puteri pe care noi le avem cu adevărat. Mm -hmm. Și noi putem să spunem nu cu asumare și cu spirit de răspundere. Și nu ne împiedică nimeni mai târziu să recunoaștem că poate nu, ăla a fost un da mult mai timid. Că hmm. de avem timp. Da. Și de aia fi rătăcitor. e unul care a zis nu. Nu da. vreau să lucrez da. în grădina tatălui meu. Nu mă, mă interesează. vreau să plec să-mi caut eu grădina mea, să fac eu să trec. Da. Și până n-am simțit nevoia să se întoarcă acasă, n-a venit. Da cum îl aștepta tatăl său când a venit cu o spăz mare da. și atunci vițel, cel gras Hristos când dă parabola oi rătăcite e despre asta adică o oaie care hotărăște să nu mai meargă în turmă pentru că nu se simte autentică și confortabilă cu turmă și sare gardul și se duce unde dorește, mm -hmm păstorul cel bun, o spune Hristos, nu stă liniștit și spune mm. mai sunt 99 de oi aici care sunt cu mine și am eu grijă de ele și acum raportul de 1 la 99 e în favoarea mea. Hmm. Nu zice că dacă e bun, la un moment dat va pune șuba pe el și se va, și se va duce să o caute de pentru de. că poate rătăcindu-se oaia la un moment dat va zice dar unde e păstorul să-mi arate drumul acum? Da. Și păstorul vine după tine că după tine a și venit, nu? Că toți au întrebat, dar pentru ce ai venit tu, Doamne? Pentru cine ai venit? Și ce am venit să-i vindec pe sănătoși? <gântuie> am venit să-i vindec pe aia bolnavi? Da. Am venit să-i mântuiesc pe aia care sunt buni? Nu. Și pe aia care sunt răi. Adică eu am venit pentru oile rătăcite aici. Ceea ce e un gând frumos al bisericii din tâi, care spune că sensul bisericii este de a uh, binecuvânta și mântui pe păcătos, nu de al l dojeni și de a-l da. dacă îl condamnăm pe păcătos atunci nu suntem în duhul celui care a venit să-l vindece da. pe păcătos îmi place enorm profunzimea asta în care uh, ai condus discuția prin răspunsurile tale uh, dar o să revin un pic și la partea asta pământească cu următoarea întrebare și anume este respectarea legilor întotdeauna un lucru bun în mintea mea se duce o luptă destul de concretă între da și nu la acestei întrebări sigur că rămân marcat cumva de o învățătură a marelui legiuitor Spartan Solon care spunea că decât un haos bun mai bine o lege proastă da. <laughs> și că o lege oricât ar fi de greșită Lipsa ei, însemnând anarhie, entropie, da. revoltă și haos, e mai bună legea proastă. Pe de altă parte, legile lui Dumnezeu, fiind atât totuși de departe față de legile oamenilor de astăzi, le și desacralizează un pic. Adică, legea care este făcută doar pentru a asigura privilegiile de confort și de putere ale unora în detrimentul altora, parcă n-ar fi niște legi pe care ar trebui musai să le respectăm. Pe de altă parte, îmi și sună iarăși în minte ce spune Isus să îi dăm cezarului și al cezarului și dacă legea e făcută de cezar, trebuie să o respecti și lui Dumnezeu, ea lui Dumnezeu. De asta în mine se duce o pendulare între da, da și nu. Dar probabil că răspunsul final ar fi da, trebuie cumva respectate pentru că ele sunt cele care sunt deasupra ta. Uite, nu sunt convins de asta. Și există vorba. Pentru asta... ce o înlocuim? Adică dacă o lege este proastă și da. o eliminăm, iar sunt un loc liber. Da. Eu pot, eu. Să înlocuiesc legea aia proastă cu una mai bună Dacă pot Mă bat pentru asta și am să o fac da. Dar dacă nu pot Nu mai bine o respect decât doar să o elimin Fără să o pot înlocui no, uh, Cu siguranță că adică ți-am spus că e greu să am da. un... Și mie mi-e greu să am un răspuns foarte hotărât Dacă e da sau nu Dar tind așa cumva mai mult Spre a respecta, spre a respecta decât a nu respecta Departe parte de mine de a milita pentru nerespectarea legilor sau a încuraja pe cineva să, au, să nu respecte legile. Dar ce mă frământă este faptul că legile, până la urmă, sunt făcute tot de oameni și mă deranjează că le privim cu atâta sfințenie în contextul în care sunt atât de flawed, de defecte. Asta da. Asta că o să ne supunem, sacrosant la legile da. Parlamentului da. și mie mi se pare că e un pic cam prea mult. Da. Nu, adică e un respect laic asupra legii, e un respect ca un angajament mai degrabă social, dar nu cu niciun fel de, uh, cum să spun, evlavie din asta și de supușenie că domne, da, legea pe care a dat-o domnul X sau Y. Nu. Um, cred că mă refer de multe ori concret Uite, te mai oprește un polițist în stradă, era limită de viteză 30 la oră și tu mergeai cu 68, că oricum șoseaua era pustie la două noaptea și era un drum drept și bine luminat. Uh, la care polițistul uneori îți răspunde, păi și cu ce am greșit că v-am oprit? Respect legea. Și nu-mi place, mi se pare ipocrit această ascundere în spatele lui, eu respect legea, sunt ok, gata, mi-am... Uh, Păi, vezi că aici evreii nu erau uh, deloc naiv când au in inventat instituția judecătorului. Pentru că legea nu e a priori Legea trebuie dusă în fața unui judecător care el hotărăște cu judecata, cu cunoașterea, cu rațiunea lui, gradul de aplicabilitate a legii. Da. Pentru că dacă unul fură două mere și altul fură două milioane de euro, ei au comis același act ilegal, care da. se numește furt. Da. Nu? Da. Și atunci, dacă legea s-ar aplica de la sine, așa, bănânc cât se pedepsește furtul? La fel la Șapte ani. Șapte da. ani la a da. Nu. De asta, cu speța, te duci la un judecător și judecătorul, în context, că tot am vorbit de-a lungul acestei întâlniri despre importanța contextului, hotărăște mm -hmm. și gradul de aplicabilitate a legii. Și asta este o raportare organică, vie, sănătoasă la lege. Și atunci dacă tu mergi cu 39 de kilometri la oră, deși limita de vizită este 30, da, e noapte și e drumul pustiu. Și legea spune 30. Una e să te pedepsesc eu, să-ți dau 7 milioane amendă uh -huh. și altul să meargă cu 280 de kilometri la oră, că el tot a încălcat legea. Și el o să-i dau tot 7 milioane. Da. Nu e corect. Da. Și atunci asta și eu sunt de acord, dar asta nu mai ține de lege, ține de aplicare ei. De aplicare Că sunt state... Sunt și Statele Unite, și, în general, cele care au uh, jurați, care dezbat uh, nuanța unui verdict, da. care se raportează mai biblic așa la, la, la lege decât uh, legile astea. Că, domne, asta e legea, asta e, nu se poate, domne, ai mărar, mor la pușcărie, adică. Da. da. Eu locuiesc de mai mulți ani în Statele Unite, nu sunt un fan al acestei țări, chiar am o mare animozitate. Dar un lucru genial acolo este felul în care se aplică legea, și mă refer în special la legea asta din trafic, unde pe amenda pe care ți-o dă un polițist, ai un termen de două luni să o plătești și o dată peste două luni la care să te prezinți în instanță, în fața unui judecător, să contești. Adică, din oficiu, ai o șansa, data și ora unde să contești. Da. Lucru pe care îl folosesc de obicei când s-a mai întâmplat să iau o amendă de circulație. Pentru că îmi place sistemul cum funcționează și îmi place că acel judecător vorbește cu mine ca cu un om, mă întreabă ce s-a întâmplat, de ce am greșit și cum mă apăr. Îmi dă dreptul să mă apăr, nu înseamnă neapărat că mă, îmi dă dreptate, dar este exact cum ai zis, aplicarea legii totuși este discutabilă mereu, nu o impune în mod abuziv. Dar nu se poate impune, pentru că de asta a existat, nu, dacă citim uh, Biblia, că tot am vorbit mult despre ea în această întâlnire a noastră, pe un capitol foarte important sunt judecătorii. Da. Adică sunt mai importanți chiar și decât preoții, pentru că ei da. judecă speța în raport cu legea lui Dumnezeu, dar este de la om la om. Este cu nuanțe, este cu uh, implicarea unui gând și a unei judecăți, a unui om matur. De asta eu când văd în România judecători care sunt sub 40 de ani, mă îngrozesc. Da. Pentru că ei nu da. au capacitatea biologică, adică n-au avut timp să treacă pe pielea lor da. prin viață ca să poată să hotărească dacă un puș care a format un joint sau un traficant care ți-a vândut un kilogram de heroină merită să fie judecați la fel. Da. Dar tu n-ai de unde să știi asta la 20 de ani. E, de. tu la 20 de ani ești atât de speriat încât zici, ce spune? La, ca la carte. Da. Dar cartea nu spune așa. Cartea spune da. legea e asta. Dar atunci poate să fie un AI care să elimine tot sistemul judiciar și să zică, domne, pe ai încălcat legea, papa, la pușa. Dacă există procuror înseamnă că are un sens. Dacă există apărător înseamnă că are un sens. Dacă există un judecător înseamnă că are un sens. Și atunci el trebuie să asculte judecătorul și ce zice acuzarea și ce zice apărarea și mai important, ce zici tu mm -hmm. în chestia asta. Și abia după aceea să poate să judece. Că nu poate să se judece doar după uh, articolul de lege. Că atunci nu mai are nevoie de judecător. Orice om poate să ia articolul de lege și să zice se pedepsește cu închisoarea între 3 și 5 ani pentru că. Dom'le, îți dau media Patru da. ani ca să nu greșesc, că nu-ți dau nici trei, nici trei da. și atunci am rezolvat-o nu mai sunt pensii speciale <laughs> în magistratură pe vremea acum foarte mulți ani când eram implicat religios și țineam predici, țin minte că am predicat-o despre faptul că cea mai dreaptă ființă din univers este diavolul, pentru că e atât de îndreptățită să respecte legea, chiar aia lui Dumnezeu, împotriva ta. Pentru că atunci el, uh, e o plăcere să te acuze. Da, da Ești mereu vinovat. Da, da. E procurorul care vrea pedeapsa maximă pentru da, tine. Da. da, da. E corect. Da. Ok. Fac ce fac și tot mă întorc la câte o întrebare legată de Dumnezeu, dar uh, acum e și din cauza ta. <laughs> Uh, pentru că na, aici oferi în direcția asta. Dar am observat un lucru. Atunci când vorbești cu un om, un om oarecare, și spui ceva un pic provocator la adresa lui Dumnezeu, credinciosul mă zici că l-ai atacat pe el sau familia. Adică devine foarte agresiv în a apăra pe Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea este, de ce simte credinciosul nevoia să ia apărarea lui Dumnezeu? Pentru că nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Adică astea. noi avem senzația că Dumnezeu are nevoie de apărarea da, noastră. Da. Ce trufie din partea noastră fără să ne dăm seama. Ha. Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Dar ne-a dovedit că iubindu-ne, ne vrea măsurându-ne pe fiecare și acceptându-ne așa cum suntem. Ha, ha. Și asta ne -o arată în fiecare zi soarele care răsare și pentru păcătoși și pentru criminali în serie și pentru virtuoși și pentru sfinți. E acela soare. Pământul când dă grâu n-are un sistem de filtrare în care spune băi ăștia nenorociților, ereticilor, ticăloșilor, voi n-aveți voie să mâncați. Când plouă, plouă pentru toată lumea și când ninge, ninge pentru toată foptura omenească. Deci nu există niciun criteriu care să ne îndreptățească pe noi, să ne urăm între noi în numele Celui care ne iubește. Mm -hmm. Și dacă tu, în libertatea ta, în spațiul și timpul pe care ți l-a îngăduit Dumnezeu, te hotărăști să-L hulești și să-L ponegrești și să-L bajocorești, e dreptul tău. Eu mă pot doar retrage compătimindu-te și binecuvântându-te și rugându-mă la Dumnezeu să-ți dea și ție, cum probabil mi-a dat și mie la un moment dat, gândul cel bun. Și atâta pot să fac. Acum să-ți dau cu toporul în cap și să zic, bă nene, stai un pic că nu se poate. Sau să pun mâna pe mintea la, la liră și să spun, și a, și Aliev două, ai la caricaturizat pe profetul Mahomet, păi mori. Sau să se rând în din și să spun cine noi e dal nostru ortodox să moară în focul Egeenei, Dovedește foarte clar, fără nicio putință de tăgată, că n-am înțeles absolut nimic despre Dumnezeu. Da. Cum este românul, dacă ar fi să-i dăm un sinonim sau un, un cuvânt? Nu cred că poate fi încadrat sau cuprins doar într-un concept, așa, pentru că suntem mai multe tipuri de români. În primul rând, eu nu cred și s-ar putea să. Dacă sunt prost înțeles, să fiu chiar judecat greșit, eu nu cred. Că noi suntem un popor unitar. Mm -hmm. Adică eu cred că, în ciuda idealului utopic de a crea o națiune omogenă, unitară, nu ne piedică cumva istoria noastră. Noi suntem cel puțin vreo patru triburi diferite. Da. Ardelenii, transilvanenii sunt cu o anumită genetică și cu o anumită orientare, înrudiți mai degrabă cu niște neamuri germanice, maghiare, austro-ungare, habsburgice, teutoane, de unde vin ele, printr-o filiație lungă de câteva secole. Moldovenii sunt un alt trib, mult mai aproape de spectrul polonez, ucrainean, rus, în zona asta de convergență. Oltenii, Dobrogenii, sudul țării are o altă Particularitate și o altă cultură Noi ne-am omogenizat în primul rând Prin credință și dacă există un factor De unitate al da, românului acela este credința care este ortodoxă da. Și de atunci tu, 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 Putem tu, tu. să definim pe românul ăsta Dacă vrem să-l universalizăm Adunat deopotrivă la o la altă Prin credință, dar dacă noi Trăim o dimensiune laică și dăm credința La o parte română, ăștia nu se mai înțeleg între ei nu, există niște animozități, nu știu dacă ancestrale, da. dar oricum foarte vechi, între Ardelean, Moldovean, până și în Miorița. Unul e Ungurean, altul e Moldovean, da. altul e vrâncean Că nu erau trei bandă în acela sa. Și atunci mi-e foarte greu să găsesc eu așa o particularitate, în afară de credința asta ortodoxă care ne unește pe toți sub aceleași auspicii, nu prea nu. putem să ne definim altfel. Uite, mi-aduc aminte că Regina Maria a zis românul e laș și eu sunt un pic de acord cu ea, cred că de asta ți-am și pus întrebarea, pentru că eu nu văd la noi, la români, dorința aia de a lupta, de a ieși, de a crede de, de a-și asuma ce crede și la Revoluție, și nu vreau să deschidem cutia Pandorei, sigur ai multe de spus și despre Revoluție, dar și acolo am ieșit în stradă a fost nevoie să fim un pic împinși, așa, de la spate eu cred că noi, nu știu dacă putem să generalizăm că suntem lași, pentru că avem exemple mari de lașitate, dar avem exemple mari și de curaj. Adică Brâncoveanu Constantin când a acceptat să-și țină credința lui până la capăt cu prețul mieglirii întregii sale familii a fost lași? Nu. Soldatul ăla care se duce pe front și luptă, el fiind sărac și vai de capul lui și luptă pentru unii care sunt tot îmbuibați și tot niște nenorociți dar gândul că de, mai bine moare el decât să moară alții e lași, nu e lași. A, ah, că avem conceptul să ne plecăm capul ca să nu îl taie sabia că ne mai și furăm singur căciula, da, e posibil nu, pot, nu putem să generalizăm cred că românul nu e car, caracterizat adică dacă ar fi să ținem ideea unui singur cuvânt prin lașitate nu. E, pentru că trebuie să-l tot în context, trebuie să-l analizăm. Da. Noi de aici supraviețuim, supraviețuim mm -hmm. de niște mii de ani. Noi nu viețuim. Noi nu am avut îngăduința de dată de timp de a viețui de sine sătători 200, 300, 400 de ani ca în genetica urmașilor noștri să fie ideea de națiune, de libertate, de unitate. Noi Noi am fost un popor mai de victime, așa, pentru că noi trebuie dincolo de mitologia istoriei comunistoide, în care de la Borebista în eram miezul de fanta, ceea ce nu e adevărat, noi mai degrabă am fost niște constrânși ca români. Niște da. Iubagi, niște șerbi, niște ținuți acolo împachetați la șerpărie cu stăpâni. Că noi suntem un popor care a avut stăpân. Că n-am fost noi suntem în vechea, stăpân cum cântă muzica aia populară. Da. E mitologie, nu e adevărat. Care stăpân? Am fost noi. Că după ce au plecat nobilii daci, adică imediat după retragerea aureliană, nu ne-au mai condus românii, pe noi ne-au condus alții, mult mai puternici, care veneau din vest, care veneau din nord, care veneau din sud, adică noi nu ne-am condus noi pe noi. Uh -huh. Gândește-te că acum două secole erau niște albanezi, niște greci niște turci care se numeau fanarioți, erau conducători străini. Noi, când am avut monarhie, am avut o monarhie de hohănțorilor în Zygmaringă, care nu erau nu români. Era, da. uh, mai suntem daci? Nu cred că am avut vreo legătură neapărat cu asta, pentru că dacii sunt un... Geto-dacii sunt un trib mare din traci, iar traci, adică cu conexiuni getodacice, suntem și noi și ucraininii și finlandezii și bașcii uh -huh. și irlandezii și ne ducem în zona celto-getodacică, suntem poporul central și nord-european cam tot un trib de mari traci eram, adică noi nu avem o specificitate anume pentru că ne râurim la sud de Dunăre cu alte triburi, la nord de Dunăre cu alte triburi, care unei erau celți, unei erau geți, unei erau traci, unei erau pelași, unei erau vlahi unii erau agatări și e că e complicată treaba asta. și mm -hmm. erau doar o secvență din asta, și dacă am fi daci, am fi doar în Maramureș, Că ei doar pe acolo erau, în zona de Transilvania da. erau daci. Da. Restul de triburi care făceau parte din același popor trac erau alte de nume. Nu știu cum daci erau în Maramureș, că S-armi degetul acolo, în păi Havana. Da, inima Transilvaniei acolo, da. în centru, vest. Da, da. sunt dacii da. Acolo, da. care sunt în Rudis cu doicii. Dașland, Doci, Doici, Olandezii, cam tot Daci, Da, da Olandezii, daci. Da. Adică, ăla e poporul și atunci da. avem mult mai multe în comun cu spațiul ăsta. Da. Da, așa să zici că daci, adică noi, românii, suntem daci. E, e foarte complicat, adică nu cred că avem. Mm -hmm. să, să Da, nu atunci. făceam aluzie la asta, daci liberi. Da, aici a existat și foarte repede am să închid treaba asta, a existat în. Mentalul colectiv ceaușist ideea că noi trebuie să avem o mitologie care să ne facă eroi și care să ne dea un pic de combustie să rezistăm mm. prin noi înșine conceptul lui Ceaușescu, A. că noi nu avem nevoie nici de Occident, nici de Rusia, nici de nimeni să fim noi aici în veci stăpâni stăpân. și atunci trebuia să ne legăm de o continuitate mitologică și de la Ceaușescu era că de la Burebista întâiul rege Dac până la Ceaușescu toți voievozii, împărații, domnitorii au avut idealul ăsta de unitate, de putere, da. noi suntem aici, noi suntem aici și chestia asta e, o constru... e un construct da, da. din păcate N-are legătură cu adevărul istoric. Mm -hmm. mm, interesant. Ah, încă o întrebare umană, așa. Ce înseamnă să fii nor norocos? Da, eu nu cred că există nu conceptul exista. de noroc. Nu? Eu, eu l aș numi, dacă e să-l păstrez așa în definiția un anima acceptabilă, mai degrabă l aș numi o... O bomboană a lui Dumnezeu. Știi, că îți place de cineva, chiar dacă nu-l cunoști și ai o punguță de bomboane, îți vine să te duci și să-i oferi și tu o bomboană. Uh -huh. De drag, așa. Un copilaș care-i drăgălaș, chiar dacă nu-i copilul tău, îi dai așa o ciocolățică. Eu cred că asta e norocul. Asta e, noroc. e o ciocolățică pe Uine. care ți o dă Dumnezeu. Da, e un favor nemeritat sau nesperat, poate. Eu cred că e meritat. Că nu-ți da. o dă degeaba. Dar pentru că ai fost simpatic. Că tu dacă ai vedea doi copii râzgâiați bătându-se și scuipându-se între ei, parcă nu ți-ar veni să le dai câte o bomboană. Mm -hmm. Poți să treci pe lângă ei fără să-i bagi în seamă sau poți să-i dojenezi, să le zici, sau da. poți să îi îmbunezi dându-le fiecăruia câte o bomboană. cred că Dumnezeu le-ar da fiecăruia câte o bomboană ca să-i împace? Acum... Diavolul Acum... i-a dat doar unul unuia o bomboană ca să-i certe și mai tare. <laughs> um, ok, deci tu vezi norocul... Un premiu pe care Dumnezeu ți-l dă pentru un comportament plăcut lui? Eu cred că da. Bun. Vreau să te mai întreb un lucru legat de educație, și anume, poate exista educație fără îndoctrinare? În mod sigur. Educația adevărată este fără îndoctrinare. Păi știu, dar o putem face? Da. da? Dar ea trebuie începută de primii educatori firești care sunt părinții Părinți. și copiii, bunicii tăi. Mm -hmm. Că de -aia. Avem o universitate numită Bunici, pentru că au o experiență mai mare, și avem un liceu, școală generală, dacă vrei, așa să păstrăm uh, metafora asta, care sunt, este instituția părinților. Și atunci, pentru că așa funcționează creierul, și noi știm astăzi că marea perioadă de acumulare este până la 8 ani, 7-8 ani, 80% din baze de tuturor cunoștințelor cu care va opera în viața un adult, se pun în acest nucleu numit familie. Uh -huh. Aia șapte ani de acasă nu era o vorbă în vânt. Da. Se pare că țăranul român știa cum funcționează creierul uman fără să știe neapărat științific treaba asta. Dar știa prin inspirație. Uh. Și atunci cred că educația adevărată nu se numește școlarizare. Școlarizarea este o îndoctrinare. Poate să fie o îndoctrinare profesională, poate să fie o îndoctrinare ideologică și noi ăștia mai ne am trăit cu pionier, cu Joemi Patrie, cu UTC-ul, cu... începea îndoctrinarea din școală. Sau este o îndoctrinare profesională în sensul în care tu te școlarizezi pentru a deveni o piesă uh, într-un angrenaj. Să fii muncitor, să fii tehnician, să fii electrician, să fii bucătar, să fii... Dar asta nu se numește educație, se numește școlarizare. Și atunci aș face o mare diferențiere între educație și școlarizare. Eu dacă vreau să mă educ, nu mă duc la școală, nu școala mă educă pe mine și nu instituțiile de învățământ mă educă pe mine. Baza fundamentală a educației se întâmplă până eu împlinesc vârsta de un maxim 8 ani. Și atunci rolul major al educării rămâne al familiei. Dacă ne plângem că suntem un popor needucat, înseamnă că vinovații sunt părinții și bunicii noștri care nu ne-au mai educat. Bun, dar atunci când copilului îi dai o nuanță, hai să zicem creștină, hai să zicem religioasă, în speță creștină, totuși îl îndoctrinezi, nu? Dar tu crezi că copilul are minte atât de sofisticată încât să pună în discuție și în dezbaterea minții sale concepte precum religia, credința? Nu, el este un mimetic care va deveni ceea ce a văzut și a mimat limbic așa, ca un animăluț, că până să aibă el rațiune de sine stătătoare, că adică după vârsta de 21 de ani, el mai degrabă trăiește din impulsuri mimetice. Și atunci, dacă educația nu este teoretică, asta am uitat să spun, adică nu trebuie să te duci cu o carticică și să-i citești tu el Biblia bă, bă, da. sau ce vrei tu, o altă carte. Da. Nu, el... Fiind în câmpul energetic al părinților și bunicilor săi, el va, îi va copia și va mima și se va comporta ed ca educație, văzând, simțind, trăind emoțiile uh -huh. pe care le produc, în primul rând, cei care îi alcătuiesc nucleului. Adică părinții, rudele, bunicii, prietenii, anturajul, copilăria, curtea, satul, cartierul, că mulți sunt la oraș. Da? Și atunci educația se face prin observare și imitare, nu prin înțelegere. Copilul nu înțelege. Dacă tu, cu câte vei strădui să explici mai teoretic o treabă, el nu te va înțelege, că nu are instrumentul încă formatat. Abia după 21 de ani va putea să te înțeleagă. Te va înțelege cu siguranță abia după 40 de ani. Și atunci educația, făcându-se până la șapte ani, trebuie noi, părinții și bunicii, să ne reamintim formulele pe care strămoșii noștri le aveau, indiferent cât de săraci sau de inculți din perspectiva asta a cărților citite erau. Pentru că educație nu înseamnă nici măcar cultură, înseamnă cultivarea unui model. Și dacă e modelul frumos, dacă e modelul împăciuitor, dacă e modelul generos, dacă e modelul cu bătrânia aia de te simți acasă când te duci da. la bunicii tăi, te, că ei te iubesc fără să te judece vreodată. Da. Cu părinții care te mai dojenesc și care te mai trag de ureche ca să-ți arate drumul cel bun, dar cu bunătate, cu plinătate. Și atunci, dacă ai locuit într-o familie care ți-a dat modelul cel bun, poți să te consideri că ești educat. A, după aia tu te specializezi, adică te școlarizezi. Devii un meseriaș, devii un profesionist, îți deschizi mintea către tot felul de direcții, dar asta nu are nicio de a face cu educația. Da. Ok. Um, eu nu am copii, dar pun <gântu -i> problema asta dacă aș avea, dacă i-aș putea crește. Păi n-ai să știi până nu o să iei. Până... Pentru că există vreun părinte care să știe înainte dacă e capabil să-i crească, dar ai face. Uh, nu. Nu, dacă că știe vreun bunic, cum va fi el ca bunic până nu e bunic? Nu, astea sunt atât de spontane și de autentice când se întâmplă, pentru că, minte tu poți doar să-ți imaginezi cum ar fi. E ca și cum aș gândi eu cum ar fi să mă întâlnesc cu X și ce aș face eu cu Y și cum aș întâlni și poate mă și întâlnesc și să vezi că nu se potrivește deloc ce m-am gândit eu că se întâmplă. Eu cred că nu se potrivește, dar totodată cred și n-am pregătit pe mine înainte. Cum? Că nu ai experiența care să-ți dea... Experiența te învață dacă ai greșit sau nu ai greșit pentru că tu da. nu poți să crești un copil după manual, pentru că la copilul nu e după manual, ăla e copilul tău. Care e doar al tău și al soției tale sau al femeii cu care îl faci, mm -hmm. sau de unde l-ai înfiat, nu contează, dar el este unic. Mm -hmm. Și el se va comporta ca el. Tu n-ai cum să citești despre cum va fi el până nu va fi el, pentru că el nu există atunci, este vorba despre un alt copil, iar copiii nu se educă după manual. Că nu sunt toți copiii la fel cum nici Oamenii nu sunt toți la fel. Da, pot fi și de acord și cu asta că oricât de bine te-ai pregătit, dă cel de sus, hai să rămânem în așa, îți dă pe cineva exact opusul la ceea ce te-ai pregătit ca să te înveți o lecție. Oricum copilul seamănă cu tine da? și cu soția, da, ca sau... neamuri. Și atunci dacă tu ai ajuns să te cunoști cumva pe tine un pic, să te înțelegi și pe tine și pe partenerul tău de viață, îți va fi foarte ușor să-ți înțelegi copilul, pentru că, ce să vezi, el vine cu foarte multe asemănări, cu bunicii și cu părinții. Oare nu chiar ăsta e motivul pentru care îl iubim atât de mult pe copii, pe copiii noștri, că ne regăsim pe noi în ei? Da, dar ce facem cu cei care nu s-au iubit pe sine, ci s-au urât pe sine, și acum mai văd că partea pe care au urât-o la ei este foarte bine oglindită ah, și în copiilor. Okay. De asta, vezi tu, iarăși revenim la înțelepciune, nu? Și iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți. Este important să te mm -hmm. iubești și pe tine pentru că va trebui să te confrunți cu tine și în copilul tău și în nepoții și atunci dacă tu te-ai urât pe tine nu o să poți să iubești pe ea care seamănă cu tine. Da. da, mă apropii de final. Mai vreau să-ți adresez două întrebări. Una dintre ele uh, se datorează unei invitate pe care, unei persoane pe care am invitat-o aici și a refuzat să vină deocamdată, dar mi-a zis așa, băi, o să vin mai târziu peste câteva luni, dar cu condiția să inviți doar specialiști, pentru că nu vreau să vin într-un loc în care sunt și pseudo-specialiști. Și lucrul ăsta m-a făcut uh, să pun următoarea întrebare. Și deci eu. din start ai ratat să o mai ai invitată pentru că m a invitat pe mine. Eu nu sunt specialist în nimic. <laughs> și atunci ți-ai ți refuzat deja să ai participarea acelei doamne. Nu, stai să-ți pun întrebarea. Întrebarea este următoarea. E mai important cine spune decât ce spune? Nu. Eu cred că e important în comunicare. Da. Este mesajul. Și eu cred la fel. Transmisătorul mesajului nu are nicio importanță, mm -hmm. nu care vreo important. Mesajele singurele care rămân în timp și sunt adevărate nu vin de la noi, că noi nu suntem mai deștepți decât alții. Avem poate experiențe diferite, dar la nivel de instrumente cu care judecăm, aceleași instrumente le avem cu toți. Și atunci mesajul e mai important decât comunicatorul, mai ales dacă mesajul vine mai de sus decât suntem noi. Și el poate veni printr-un bâlbuit, cum se numea Moise, era bâlbuit. Poate să vină printr-un țăran analfabet cum era Petra Chelupu. Poate să vină printr-un mare academician și o minte extraordinară, cum era Nicolae Steinhardt sau Arsenie Boca. Poate veni printr-un măturător, poate veni printr-un gunoier, poate veni prin cea mai simplă femeie de serviciu de la o școală din sat. Dacă tu ai senzația că diplomele, etichetele și masterurile pe care le-ai făcut dau valoare mesajului pe care îl dai, atunci da. îți urez bun succes. <laughs> Răspunsul meu a fost uh, pentru acea doamnă: Păi, uite, Hristos n-a avut diplomă de mântuitor, uh, Fidel Castro n-a făcut școală de revoluționar, Van Gogh n-a fost validat ca pictor cât timp a trăit, deci cam marile valori, dacă ar mai trăi, n-ar trebui să le băgăm în seamă că nu au diplomă. De acord. Da. Și ultima întrebare pe care o am, ca să terminăm într-o... Știi, uite, iartă-mă că dacă avem timp, e, că arăt. e drăguță chestiunea asta. Se hotărăște Dumnezeu să împartă marile daruri și haruri popoarelor și evreilor le dă înțelepciune și germanicilor le dă rațiune și în sfârșit, ca să nu lungeți foarte mult, fiecăruia dintre neamuri a te câte ceva. Și înainte să închidă Raiul și Sfântul Petru să se ducă acasă. De ce românilor? vin și românii care au întârziat, ca așa se întâmplă la Românie. ei întârzie puțin. Dar, și zici, Domne, și... dar eu, eu, am venit și noi. Păi, ce să fac, zice Sfântul Petru, că s-a epuizat stocul nu mai avem ce <laughs> da. să Nu mai avem, le-am pe toate, dar trebuia să veni și voi. Dom'le, când pare rău, ce ne discriminați pe noi? Doar Că doar pentru că suntem români, aveți ceva cu noi. Și a început o, o cabală conspiraționistă, cum e Dumnezeu împotriva. Și atunci Dumnezeu aude gâlcea voastră, îl cheamă pe Sfântul Petru, ce e, tata, cred că n-am fost nici noi a tezi, pe listă, mai erau niște români. Păi și ce, nu mai avem nimic? Nu. E, dă-le niște diplome atunci. Ah, ce fain e asta! Vai de mine ce îmi place asta! Uh, Mi-ar fi plăcut să terminăm exact cu treaba asta, dar totuși am ultima întrebare care e la fel, ne dă loc să ne jucăm un pic și anume, este suma vicilor constantă? Nu cred. Cred că vicile sunt parte din ludicul propriile noastre ființe, uh, nu viciul în sine ar trebui să ne spăimânte, ci patima pe care un viciu o poate crea. Adică, în momentul în care te stăpânește o patimă, viciul este atunci când nu te mai poți desprinde de el. Și atunci a da. fuma e una, a nu mai putea fără să fumezi, alta. a bea e una, da. A nu mai putea trăi fără să bei este alta. A te juca cu un joint e una, și a deveni edictit de droguri da. este cu totul și cu totul altceva. Și atunci patima a trebuit să ne îngrijoreze. Și mm -hmm. e adevărat că dacă noi uzităm prea mult timp și creăm o obișnuință dintr-un viciu, obișnuința asta devine la un moment dat o a doua natură. Da. De asta e bine din când în când să facem ruperile de ritm mm -hmm. și să hotărâm ca de mâine sau bine ar fi, ca de astăzi, să renunțăm la ceva pe care presimțim că ne domină mai mult decât e cazul. Strângem din dinți și în două trei săptămâni, o lună, ne trece. Da. Da. Uh, am ajuns la finalul listei. Uh, A fost un maraton uh, da, destul de lung. Uh, eu uh, apreciez enorm răspunsurile pe care mi le-ai dat. Uh, așa cum știam deja, ești acel om... Uh, cu atât de multă cunoaștere, și pentru oamenii ca mine care apreciază cunoașterea, ești un cadou. Um, am fost mulțumesc. și sunt extrem de onorat că ai acceptat invitația uh, de a veni la acet, acest podcast și nu știu cum să închei, niciodată nu știu cum să închei, de fapt, decât că îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că Păi ce nu încheia, mai lasă loc să ne mai întâlnim. A, uite așa. Da, îți mulțumesc enorm, Oreste, că eu îți mulțumesc. pe lângă cunoașterea și modestia uh, specifică unui om înțelept, până la urmă. Am ajuns să mă cunosc și să știu că nu fac doi bani, așa că... <laughs> da, mulțumesc foarte mult! Cu drag!